Dragi Capricorni, bine ați venit la horoscopul lunii iunie. Se întâmplă un eveniment important pentru voi în această lună. Și anume, faza de lună plină a lunii iunie are loc în Capricorn. Mai precis, pe 22 iunie. Adică luna este plină la voi în zodie și soarele în punctul diametral opus în rac. Deci este o lună în care străluciți, sunteți vizibili, aveți ocazia să vă atingeți niște scopuri, să bifați niște puncte de pe agenda voastră, pentru că nu aveți parte de așa ceva în fiecare lună. Puteți să vă uitați la voi cei de acum 6 luni, ce ați început voi undeva pe la luna 9 din Capricorn, pe la începutul anului, cu alte cuvinte, sau poate final de 2023. Pentru că asta este o lună plină. O linie, un bilanț, o recapitulare, să vedeți unde ați ajuns, o concluzie, un maximum la care puteți ajunge, un apogeu pe un anumit plan al vieții. Depinde fiecare ce ați început, ce ați dezvoltat în ultima perioadă. E foarte posibil să fie un rezultat, dar un rezultat la care ați ajuns cu greu, ați tras ceva la căruța aia, dar sunteți mândri că energia Capricornului este de satisfacție, de împlinire, de realizare, de victorie prin eforturile de rigoare. Uitați-vă la voi cu satisfacție, cu mândrie pentru ceea ce ați realizat, pentru cel care sunteți, că este cu siguranță un moment important. Ca alte planete prin ograda voastră, nu sunt. Dar posibil această lună plină în Capricorn să descătușeze ceva la voi. Și nu doar luna plină în Capricorn, cu siguranță tot demersul pe care îl faceți voi de pe la începutul anului încoace v-a deblocat, v-a transformat, v-a reașezat și de-aia simt această lună plină ca un fel de rupere a unor zăgazuri, a unor granițe. N-ați fost lăsat pe anumite planuri, n-ați putut pe alte planuri. Au fost piedici, au fost stagnări, au fost amânări, dar acum se pare că nu mai aveți nicio scuză, pentru că multe planuri ar trebui să funcționeze, pentru că au fost puse în mișcare în lunile anterioare. Deci mașinăria asta pe care ați pus-o voi în funcțiune de ceva luni, iată, merge. E ceva în plină derulare. O relație în derulare, o afacere în derulare, o școală în derulare și de ce nu, e un final de derulare, să zicem așa. Ori un rezultat parțial, o pauză, am ajuns aici, ok, ia să văd unde am ajuns, să văd, extrag o concluzie, ori finalul de etapă. S-au schimbat și încă se schimbă multe în perioada asta. S-au terminat niște etape în lunile anterioare pentru că au fost niște planete care au ieșit din zodii, ceea ce înseamnă că gata, energia acelei zodii s-a terminat. Au intrat planete în alte zodii, deci începeți alte acțiuni și chiar și luna asta se mai mișcă niște planete dintr-o zodie într-alta. Deci finalurile astea sunt benefice, rodnice, satisfăcătoare, împlinitoare, dar cu siguranță porniți lucruri noi pornind de la lecțiile învățate. Eventualele neajunsuri, rezultate nemulțumitoare de până acum sunt lecția voastră următoare, sunt tema voastră pentru acasă de acum înainte. Hai să vedem pe diverse planuri ale vieții cum stați și întâi să vorbim despre dragoste. Că acolo de ceva luni, nu de azi de ieri, e activitate intensă. Zona iubirii pentru voi este acoperită de Taur, unde m-ați auzit în ultimele 2-3 luni că e nebunie. Ba chiar în luna mai, numită și cea mai norocoasă lună din an, acolo au avut loc cele mai importante conjuncții. Conjuncții cu Uranus, conjuncții cu Jupiter, inclusiv în aprilie au fost. Și se cam termină energia acestei zone. Nu de tot, că o să vedeți imediat că aici intră dânăvală o planetă. Deci, practic, toate schimbările, deciziile, butoanele pe care ați apăsat voi, inclusiv în ceea ce privește iubirea în ultima vreme, ar trebui să-și arate roadele. Cât de bine le-ați început, cât de bine ați dezvoltat ceea ce ați început în ultima perioadă.
Cum au fost atâtea conjuncții în lunile anterioare, conjuncția Jupiter-Uranus în aprilie, aia, unicata, importanta, cel mai important aspect al anului 2024, după care cele multiple, deci nu mai știu câte conjuncții în Taur au fost în mai, printre care unele extrem de norocoase, mai este una în această perioadă și anume o conjuncție dintre Uranus și Mercur, undeva la granița dintre luna mai și luna iunie, ca apoi luna viitoare să mai fie o conjuncție între Uranus și Marte, deci energia încă e în mișcare acolo. Se mișcă apele, se mișcă plăcile tectonice în plan sentimental. Dar, deși lent, energia Taurului este domoală. Poate sunteți mulțumit de felul cum înaintează o relație, poate luna anterioară, când a fost o lună nouă în Taur, ați intrat într-o etapă nouă, într-o relație, ați cunoscut pe cineva, ați dat apă la moară unei povești de iubire și ți-ar putea să fiți mulțumit de felul cum înaintează, că de aia este și o lună plină. Bravo, ziceți voi, îmi place ce se naște sub ochii mei, încotro duc eforturile mele. Și la fel în continuare, trebuie să insistați. Pe parcursul acestei luni, undeva pe 9 iunie, intră Marte în Taur. Marte n-a mai fost în acest sector al iubirii de 2 ani. În perioada asta, în 2024, prin Taur s-au întâmplat lucruri unicat. Prin Taur a fost Jupiter până nu de mult, până luna trecută a trecut Jupiter. Acum vine Marte, Marte trece pe aici odată la 2 ani, Jupiter odată la 12 ani, Uranus, da, mai este încă acolo, dar peste un an, doi, deja și Uranus va ieși din acest sector, încât Uranus, Jupiter și Marte, toate la oaltă, nu o să mai fie niciodată. Dacă acestea nu v-au adus nimic în plan sentimental, niște roade, niște satisfacții, niște împliniri, fericire, ce-o fi acolo, abundență, de ce nu, de sentimente, nu știu când o să mai fie. Nu uitați, asta e în special pentru cei cu ascendentul în Taur. Pentru capricornii nativi Taur, e posibil să nu fie zona Taurului în sectorul iubirii, așa că degeaba vă spun că a fost abundență, dar dacă aveți totuși un capricornul pe ascendent, ați fost și sunteți într-o perioadă foarte prosperă, foarte benefică, abundentă. Și când zic abundentă, poate a fost abundentă la capitolul cunoștințe. Ați cunoscut oameni. Dacă până anul de mult a fost austeritate, până anul de mult, poate până anul trecut, rare ori mai cunoșteați pe cineva, mai iubeați, mai intrați într-o relație, ar fi trebuit în ultima perioadă, hai să zicem de vreun an încoace, să duduie la capitolul întâlniri, cunoștințe, aventuri, roade frumoase între ale iubirii. Poate v-ați îndrăgostit, poate ați format deja un cuplu solid în care aveți încredere. De ce nu? Sigur, au fost foarte mulți capricorni care clar că au format relații și s-au și căsătorit în această perioadă. Dar ați pus bazele unei relații de cursă lungă. Greu de crezut că ceva vă mai poate strica armonia, stabilitatea, soliditatea, temelia acestei relații, încât acum tot ce puteți face este să întrețineți starea de bine pe care ați atins-o. Cu Marte acolo, Marte cere implicare în continuare, inițiativă, ambiție, perseverență, efort, acțiune. Să pedalați în continuare la ceea ce ați clădit în ultima vreme. Eu zic că ați clădit ceva bun. Cine a clădit o relație în ultima perioadă și sunteți mulțumit de nivelul atins, acum nu aveți altceva de făcut decât activitate de mentenanță. Mașinăria merge, dar trebuie de când în când să vă mai uitați la ea, să o mai ungeți, să o mai întrețineți. Sigur că și e loc și de noutate. Sigur că e loc și de surprize. Cunoștințe noi, inclusiv conjuncția asta dintre Uranus și Mercur de la începutul lunii, de ce nu vă poate aduce o surpriză în plan sentimental? O veste neașteptată, o propunere neașteptată, o întâlnire neașteptată, niște senzații neașteptate. Energia Taurului de multe ori este de dar, parcă primiți un dar de la cineva, de la univers, și care pentru unii poate fi iubirea, de ce nu? În ceea ce privește zona cuplului, aceasta este acoperită de rac. Și e perioada aia din an când încep să se adune planete în rac.
Mercur și Venus intră pe 17 în rac și vor sta acolo până la început de lună iulie, ca apoi la sfârșitul lunii, pe 21 iunie, să intre aici soarele, odată cu solstițiul de vară. Deci vor fi la sfârșitul lunii 3 planete în sectorul cuplului și toate foarte bine susținute. Vor forma trigoane cu planetele din Pești și luna asta și luna viitoare, Venus și Marte, arhetipul feminin cu arhetipul masculin, energia feminină cu energia masculină vor forma la sfârșitul lunii un sextil foarte bun și un sextil foarte bun între Marte, care se află în Taur, zona iubirii pentru voi, tocmai v-am spus că intră Marte în Taur și activează, întreține, dinamizează, dă foc la ceea ce ați început deja, și Venus, care se află în zona căsniciei, o legătură perfectă, dragoste și căsnicie, nu? Love and marriage, ca în familia Bandei, cântecul pe care îl știți. Merge mână în mână iubirea cu implicarea, cu un tandem, încât soțul și soția, mai ales spre final de lună, deși s-ar putea să o simțiți cam din a doua jumătate a lunii, când este Marte în zona iubirii și Venus în zona căsniciei, e o combinație perfectă acolo în care cei doi conlucrează, sunt pe aceeași lungime de undă. Este iubire acolo, este implicare, este spirit matern, este spirit de familie. Poate fi un moment foarte bun să întâlniți un potențial partener de viață, să vorbiți despre planuri de viitor în strânsă legătură cu o căsnicie, cu mutat împreună, cu o casă împreună, cu copii, cu familie. Tot ce înseamnă un cuib în care el și ea să se simtă bine. Cu Venus în zona cuplului, cel mai probabil femeia va fi foarte implicată. Femeia va fi trup și suflet, o mamă perfectă într-o relație, o femeie perfectă într-o relație, tandră, afectuoasă, cu spirit matern, cu spiritul ăsta grijuliu de a se preocupa de partenerul său, dar cum și Marte este într-un sector al iubirii, poate și elementul masculin este foarte implicat. Poate e mai tandru, poate e mai generos între ale gesturilor de afecțiune sau materiale, aduce bani acasă, oferă stabilitate, oferă încredere partenerii sale. De-aia văd finalul de lună o bună conlucrare între femeie și bărbat. Iubit, iubită, soț, soție, ce-o fi acolo. Inclusiv zona familiei a fost foarte activată pentru voi. Adică casa a patra, unde, oho, de prin martie au fost activități. Februarie, martie, aprilie, planetele astea care au trecut în ultima vreme prin Taur, acum trec prin Gemeni, pe urmă vor intra în Rac, undeva pe la începutul anului au trecut în zona familiei, încât s-au mișcat niște lucruri în viața voastră personală. Poate nu s-au mișcat foarte repede, dar sunteți mulțumit. Nu văd motive de îngrijorare, de ceartă, de conflict în sectorul iubirii. N-aveți motive. Ci din potrivă, e o perioadă în care trageți la căruță în continuare, vâsliți în continuare, pedalați în continuare, lucrați. Este o relație, că e iubire, că e căsnicie, o relație la care se lucrează din ambele părți. Că mai rar ai elementele de cuplu, Venus și Marte, taman în sectoarele de natură sentimentală, ba chiar au fost și în zona familială. Deci, fiți alături, asumați-vă fiecare ce aveți de făcut într-o căsnicie sau într-o relație, că sună bine. Hai să vedem în plan profesional cum stați, că și aici este activitate, nu glumă. Zona locului de muncă pentru voi este acoperită de Gemeni, unde de luna mai au început să se adune grămadă de planete. Aici intră Soarele, Venus, luna asta intră Mercur, iar luna trecută aici intră Jupiter. Știți că marele eveniment al lunii mai, unul din marele evenimente a fost intrarea lui Jupiter în Gemeni, aici în zona locului de muncă, ce faceți voi zi de zi la serviciu. La un moment dat vor fi și 5 planete în acest sector, ba chiar și fața de lună nouă, care va avea loc pe 6 iunie, tot aici va fi. Deci, cele mai interesante evenimente sunt în strânsă legătură cu jobul. Luna nouă generează șansele unui nou început,
o nouă etapă profesională, o nouă meserie, un nou loc de muncă pentru cei care caută, dar, repet, nu vine nimeni să vi-l ofere. E cu căutare, e cu opțiuni, pentru că este energia gemenilor, ceea ce înseamnă eu decid, eu învăț pentru asta, eu caut, eu bat la 100 de uși, eu trimit o grămadă de CV-uri, că poate am și de ales. Energia gemenilor este de variante, așa cum spuneam, încât unii poate aveți o singură variantă. Poate ați trimis CV-ul în 7 părți și sunteți invitat la 3 interviuri. Deci o să puteți și alege, nu asta e, cu asta defilez. Deci de ce nu puneți-vă mintea la contribuție să faceți alegerea cea mai bună. Aici legat de zona gemenilor, da, sunt niște aspecte foarte bune. O grămadă de trigoane, o grămadă de conjuncții. Mama, ce se va întâmpla pe perioada lunii iunie aici? Nici nu știu câte conjuncții. Vreo 4 conjuncții sunt doar în sectorul ăsta. Plus luna nouă, care tot o conjuncție este. Deci atâtea conjuncții înseamnă atâtea uși pe care puteți trece, pe care le puteți deschide, atâtea butoane pe care puteți apăsa, atâtea idei care vă pot veni, atâția oameni care vă pot face propuneri, atâtea soluții la urma urmei. Nu trece o zi că mai vine o conjuncție, mai aveți ceva, pac, încă o conjuncție, dintre care unele extrem de importante. Conjuncție dintre Venus și Mercur, conjuncție dintre Soare și Mercur, conjuncție dintre Soare și Venus, dar poate cea mai importantă și cea mai rară de altfel, că celelalte probabil se mai întâmplă, este cea dintre Mercur și Jupiter, care are loc undeva la începutul lunii pe 4. E rară. Undeva odată la 12 ani are loc o astfel de conjuncție. Și e Mercur la el acasă, deci e și foarte puternic, încât un examen luat cu brio, un CV acceptat, o probă de lucru terminată cu brio, o școală terminată cu brio, un sfat bun, deci mentalul, idei foarte bune, soluții foarte bune, școli de succes, oameni care joacă roluri cheie în cariera voastră, profesia voastră, trec o grămadă de șanse pe strada voastră. Trec, dar trebuie să fiți și voi pe strada aia. Să le puneți în coșuleț în momentul când apar, sau mai bine zis să le căutați, să fiți o scufiță roșie care se duce să culeagă aceste ciupercuțe și nu doar așteaptă să îi se dea. Nu vă cheamă nimeni la interviu fără să faceți ceva, dar căutând, punând voi mâna pe un telefon, bătând voi la o ușă, energia gemenilor este de comunicare. Sun, caut, vorbesc, trag sforile, întreb, trimit CV-uri, scriu CV-uri, trimit mesaje. O agitație de asta comunicațională, informațională, că din toate căutările astea, fie că trimiteți voi informație, fie că primiți informație dintre toate, pentru cei interesați, desigur, ar putea să apară niște șanse norocoase de a bine, inclusiv această conjuncție Mercur-Jupiter poate fi o șansă deosebită de a găsi efectiv un job satisfăcător de viitor, să vă placă, să vă pună minte la contribuție, să vă reprezinte. Deci căutați, sunați, întrebați, citiți presa, căutați anunțurile, dați telefoane, tot ce se poate. Mergeți la școală, energia gemenilor este și de școală. Poate ați învățat și până acum, da, cu siguranță. Dar în zona studiilor pentru voi, o vreme ați avut, pe de o parte, pe Saturn și pe Neptun, care mai sunt încă acolo, dar în zona calificărilor, specializărilor, recalificărilor, examenelor importante pentru cariera voastră, de prin octombrie încoace stă Lilith. Lilith e posibil să vă fi pus la încercare. Ați dat examene, nu le-ați luat, parcă nu v-a ajutat mintea să memorați, să învățați, să duceți la bun sfârșit niște școli, poate l-ați abandonat, poate nu v-au satisfăcut, poate n-au fost pe placul vostru. Deci eventualele școli, studii, tot ce ați învățat de prin octombrie încoace, poate pe unii nu v-a încântat prea tare toate aceste roade. Și de aia norocul e că la sfârșitul acestei luni Lilith părăsește acest sector. Nu se mută într-o poziție foarte bună, se mută în zona carierei și vom vorbi imediat despre asta. Dar măcar se deblochează tot ce înseamnă studii, examene, concursuri pe post, competiții, competiții mentale, concurență cu cei care sunt mai buni decât voi.
vă puneți serios mintea la treabă de acum înainte. A fost un blocaj și blocajul poate îl simțiți și acum. Și când zic blocaj, e foarte posibil pe perioada trecerii lui Lilith prin casa nouă, pe perioada trecerii lui Saturn și a lui Neptun prin casa a treia, poate cu un maximum în această perioadă, pentru că se vor forma quadraturi dintre planetele din zona locului de muncă în Gemeni cu cele din Pești, unii v-ați dat seama că aveți niște lacune. Regretați că nu v-ați dat niște examene la timp, că nu v-ați depus niște lucrări, că de ce nu v-ați terminat școala, că de ce ați abandonat facultatea sau s-au adunat niște goluri, lipsuri, lacune în plan educațional pe semne sau informațional și vă lipsesc niște diplome acolo, niște atestate, niște o bază care ar putea sta la baza unui succes profesional, încât unii conștientizați aceste goluri. Și dacă tot le conștientizați, probabil veți căuta și soluția de a le umple cu ceva. Să vă mai duceți la o școală, să vă dați examene, să mai dați odată examene în cazul în care le-ați ratat primele dăți. Multe quadraturi. 6 quadraturi în total între Pești și Gemeni, adică zona comunicării, informației, școlii, examenilor și zona locului de muncă în Gemeni. Și vor mai fi câteva și lunile imediat următoare. E toate aceste quadraturi vă creează o stare de disconfort, de regrete ale unor eșecuri anterioare, de conștientizare. Da, măi, de ce n-am făcut? De ce n-am făcut școala asta? Ce școală să facă? Măi, parcă nu-mi place lucrul ăsta. Și de-aia unii, poate asta v-a arătat Lilith în ultima perioadă, că nu sunteți pe domeniu potrivit, nu vă mai place, s-a instalat rutina, ați început o școală, ați abandonat-o, ați început o facultate, ați abandonat-o, s-au întâmplat tot felul de lucruri. Ați dat un examen, nu l-ați luat. Și de ce nu? Unii încercați să le mai dați odată, vă întoarceți la școală, vă reluați studiu, puneți burta pe carte din nou, ca data viitoare să fie de succes. Măcar iese Lilith din zona studiilor, ba chiar undeva la ieșirea din Fecioară, mai face Lilith o poziție cu Neptun. Nu e tocmai favorabil. Cine are un examen undeva spre final de lună, da, 29 iunie pe acolo, s-ar putea să facă confuzii, s-ar putea să fie mult prea emoționat. 29 iunie, e o perioadă cu bac, cu de-astea, nu? Cu evaluări. Deci concentrați-mă. E o perioadă în care puteți face greșeli de calcul, greșeli de interpretare, puteți fi confuz, puteți avea lapsusuri mari, vă dați seama că, aoleu, tocmai subiectul ăsta nu l-am învățat. De-aia trageți tare, concentrați-vă mai mult ca oricând. Lilith în Fecioară poate reduce concentrarea, da. Un fleac, un semn, dacă greșiți la o demonstrație la matematică, s-a dus naibii problema. Deci mare atenție, că ați putea fi indus în eroare, neatent, neglijent, un pic așa adormit, un pic obosit, mental sau psihic și nici nu știți cum își bagă coada Lilith să vă strice un examen, o lucrare pe care trebuie să o prezentați, să o depuneți, să o scrieți, să o redactați. Deci mai reluați o dată, să nu uitați un subiect, aveți 3 subiecte, faceți 2, confundați subiectul. Cam astea ar putea fi erorile sub influența opoziției Neptun-Lilith. Un fleac, un detaliu, dar care poate să strice totul. Vă spuneam că Lilith este la ieșirea din Fecioară, ceea ce, hai să zicem, deblochează studiile, examenele, școlile, învățătura. În schimb, se mută în zona carierei. Zona carierei pentru voi este acoperită de balanță. Lilith va sta în balanță până în martie anul viitor. N-a mai fost pe aici de 9 ani. Mai mult decât atât, în zona balanței de anul trecut se află nodul sud. Tot o axă karmică. Și Lilith este o axă care, iată, intră și ea acolo în zona carierei. Cele două se vor și suprapune undeva prin toamnă. Deci am să vă invit să vedeți și filmul Momente de top ale anului 2024, unde vorbesc despre această suprapunere a axelor la secțiunea dedicată lui Lilith, care pe unii vă poate pune în mari întrebări, decizii, dubii, o stare de neclaritate în ceea ce privește drumul profesional. Anume la unii, nu toată lumea, la unii o să apară dezechilibre, dacă nu s-ar dezechilibra ceva, nu v-ați pune niște întrebări în strânsă legătură cu
profesia, cariera, misiunea, și mai ales acolo unde nu sunteți pe misiunea personală, deci nu e meseria voastră, e o meserie trecătoare, e o meserie întâmplătoare, deși nimic nu e întâmplător, nu vi se potrivește, în perioada imediat următoare, odată cu intrarea lui Lilith aici, și v-a spus cu un maximum undeva la toamnă probabil, mulți o să vă puneți întrebarea, rămân pe domeniul ăsta, anume, o să apară neplăcere, o să apară tensiune, o să apară eșecuri, o să apară niște probleme, hai, nu dezastre, nu cade nimeni, nicio cărămidă în cap la nimeni, dar ceva nu o să vă mai satisfacă, o stare de stres, o stare de neplăcere, o povară, parcă vă duceți la jobul ăla fără nicio plăcere, cred că de la asta va proveni, de la plăcerea de a mai face lucrul ăla, anume, nu vă mai place. Anume apare ceva, apar niște dușmani, apar niște neînțelegeri, apar niște situații ca să fiți mai atent la cariera aia și pe semne să schimbați pe undeva direcția. Că încă mai sunteți susținuți și probabil începând cu anul viitor, unii, din nou zic lucrul ăsta, veți începe școli noi, cursuri noi, căutări noi de natură educațională, informațională, tocmai pentru că v-ați dat seama că nu sunteți pe calea potrivită. Câți nu sunt care au vrut în copilărie, de exemplu, să devină, nu știu, piloți. Și viața i-a dus pe cu totul alte căi. Au devenit vânzători. Dar le-a rămas undeva visul ăsta. Eu simt că zona aia de a fi pilot mă reprezintă, mă împlinește. E visul meu, evocația mea și de ce nu pentru unii v-ați dat seama sau urmează să vă dați seama că vă puteți întoarce. Că tot visul ăla de odinioară merita dus la îndeplinire. Că din copilărie, că din tinerețe, nu contează, dar unii vă dați seama că ce faceți n-are nicio treabă cu voi, cu cel care sunteți voi, cu ce vă place vouă, cu ce vă caracterizează. Sunteți pe domenii că a vrut mama, că n-ați găsit altceva, că se era singurul loc liber în oraș și anume o să apară insatisfacțiile. Ca să renunțați la un moment dat, prin decizie personală sau prin altfel de intervenții ale universului, ale destinului, ale oamenilor din jurul vostru, ca să vă oblige să căutați calea aia benefică vouă. Uneori se desfințează postul, dă faliment firma, cam așa lucrează universul. Nu că ar vrea ceva cu voi să vă dea la pământ, ci ca să vă oblige să căutați imediat alternativa. Să vă puneți din nou întrebarea, măi, de ce am pierdut eu jobul ăsta? Sau de ce n-am ajuns eu la poziția pe care mi-o doresc de ani de zile? Mă lupt pentru a intra în, nu știu, procuratură de 20 de ani și nu reușesc. Pentru că nu e domeniul vostru. Și vi se închide ușa aia cât cuprinde. Nu și nu și nu. E, pentru unii poate veni și un astfel de moment. Ca să căutați calea. Să dărâmați tot, să reconstruiți tot, să puneți alt fundament al vieții voastre și poate de aia este și o lună plină în ograda voastră. Să vă întrebați, în fond, casa 10-a este casa Capricornului. Și anume o să apară blocaje, amânări, piedici, probe, uși închise, prăbușiri, metaforic vorbind, nu vă speriați că nu rămâne nimeni fără job ca să găsiți ceva mai bun. Sau să vă reprezinte, sau să vă placă, sau să vă umple sufletul de satisfacție. Satisfacția muncii împlinite, știți cum se spune. Că unii nu aveți satisfacție. Mergeți că trebuie, mergeți că n-aveți în control, mergeți că asta e. Cei care sunteți pe calea voastră nu vă dă nimeni jos de pe postament, ci trebuie doar să întrețineți. V-am spus că este o perioadă în care trebuie și întreținute acele demersuri pe care le-ați început deja. În ceea ce privește banii, zona banilor pentru voi este acoperită de vărsător, unde în afară de Pluto nu se întâmplă nimic. În schimb, Pluto are încă din luna mai niște roluri. Formează trigoane cu planetele din zona locului de muncă, din Gemeni. Minunat, de altfel. Trigoane de susținere, trigoane care vă pun minte la contribuție. De unde să mai scoateți bani? Dacă a scoate mai mulți bani înseamnă a schimba un job, probabil o să o faceți și pe asta. Dacă înseamnă mai multă muncă, probabil o să o faceți și pe asta. Dacă înseamnă un part-time după serviciu, o să o căutați și pe asta. Dacă mai aveți o resursă pe undeva, pe lângă jobul ăla, oficialul, mai, nu știu, mai sunteți distribuitor de cosmetice, mai faceți un handmade, mai faceți cuiva un serviciu, va fi o perioadă în care veți pune mai mult accent și pe lucrurile astea.
E o perioadă cu muncă, așa este. Energia asta de gemeni, multă muncă, cu Pluto, motivați pentru a trage tare, încât s-ar putea să mai miște ceva și din punct de vedere financiar și luna asta și luna viitoare. Pentru că luna viitoare, luna plină va fi în zona banilor, deci trageți tare, munciți cât cuprinde, extindeți-vă, căutați variante, măriți prețurile la tarifele, să zicem, la produsele voastre, la serviciile voastre. Cu Jupiter acolo, în zona locului de muncă, s-ar putea mult să vă extindeți, ceea ce înseamnă un al doilea job, clar că se dublează banii, dublați targetul, dublați norma de lucru, nu știu, ceva care să vă extindă mai mult, să creșteți, să vă dezvoltați, să vină mai mulți bani. Ba mai mult decât atât, undeva la începutul lunii are loc un trigon între Pluto din Vărsător și Jupiter din Gemeni, combinația bani-job, ba chiar undeva spre final de lună va mai interveni cumva și Lilith, ba cu trimitere și către luna iulie, în care vi se cere tupeu, îmi vine să spun, curaj. Curajul de a mări, scuzați cuvântul nesimțit, tarifele. Asta e, dacă ați rămas pe același tarif de 5 ani, probabil ar va fi vremea să cereți mai mult, să pretindeți mai mult, să vă duceți la șef și să bateți cu pumnul în masă că vreți mai mult, să amenințați că vreți mai mult, tupeu, nesimțire, cum ziceam, obrăznicie, pentru că intervine Lilith. Nu mai spun capitolul comunicare, să spuneți ce aveți de spus, dacă nu sunteți plătit, dacă meritați mai mult, dacă ați tăcut în banca voastră luni de zile și nimeni nu v-a dat cât meritați, a venit vremea să vociferați, a venit vremea să vă cereți drepturile, un protest acolo, în fața guvernului, metaforic vorbind, în care să cereți ce vi se cuvine. Este un trigon unicat în viață. Dacă o mai băgăm și pe Lilith acolo, clar că e unicat. Unicat până în acest moment. Nu s-a mai format niciodată un trigon între Pluto în Vărsător și Jupiter în Gemeni, pentru că Pluto abia a intrat în Vărsător. Se va mai forma ceva similar peste exact 12 ani, când Jupiter va mai reveni odată în Gemeni. Dar nu o să mai fie și Lilith într-o astfel de poziție. Lilith pe catarg, practic, pe mijlocul cerului, care vă dă tupeu ăla cât casa. Dați ușa de perete, vă duceți la director și spuneți ori, cum vreau eu sau la revedere. Puneți niște condiții, probabil. Condiții pe care până acum n-ați avut curaj să le puneți. Ați văzut de treabă, asta e, dar energia gemenilor înseamnă spune, exprimă-te, vorbește, trimite o petiție, trimite ceva acolo în care să-ți ceri drepturile. Cu niz ușor agresiv, Pluto nu întreabă, știi șeful, dai și mie acolo încă 100 de lei. Cu un pic de zguduială, cine are curaj, evident, că e o chestiune de curaj, e o chestiune de a ieși din tiparele voastre, din cumințenia voastră, din liniștea voastră, din calmul vostru, probabil un pic mai agresiv, probabil un pic mai vocal decât de obicei, cine are curaj, desigur. Dar știți vorba aia, obraznicul mănâncă praznicul. Într-un astfel de moment, dacă vreți și vi se cuvine o anumită creștere salarială sau să vi se dea înapoi ceva, că poate vi s-a promis nu știu ce creștere de acum 5 ani și nimeni n-a făcut nimic. Aveți curaj. Lună plină la voi în zodie, energia asta a muncii foarte susținută, Lilith acolo pe catar, pe mijlocul cerului, care vă pune așa un steag în mână și vă duceți la o revoluție pe care n-ați dus-o niciodată la capăt. Curajoșii pot obține multe, dar curajoșii intrând în zona aia de tupeu, de obrăznicie, care nu vă reprezintă poate pe unii, dar uneori scopul scuză mijloacele. Cam asta este luna iunie pentru voi capricorni, nu uitați să vedeți și astrodrama și oricum toate aceste aspecte vor fi din nou luate la bani mărunți în fiecare zi, în fiecare săptămână, atunci când au loc aceste evenimente. Dar până una alta vă doresc ca demersurile curajoase să fie de succes.